Cei care nu-și permit să achiziționeze o locuință au posibilitatea de a închiria una de la stat, potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. Actul normativ stabilește însă că pentru a beneficia de această facilitate, aplicanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care se numără și să fie majori, să nu dețină alte proprietăți sau să aibă contract de muncă cu o vechime de cel puțin un an. Cei care doresc să închirieze o astfel de locuință trebuie în primul rând să fie majori la data depunerii cererii de locuință, care se va face individual și nume propriu, și să nu dețină o altă locuință în proprietate exclusivă sau să fie beneficiarii unor locuințe cu chirie în localitatea în care solicită locuința. O altă condiție este ca titularul cererii de locuință să aibă contract de muncă cu o vechime minimă neîntreruptă de cel puțin un an, iar venitul mediu pe membru de familie al titularului cererii de locuință trebuie să fie de cel puțin 50% din salariul mediu brut pe economie, dar nu mai mare de 100% din salariul mediu brut pe economie. Ce părere aveți despre faptul că acum s-a publicat în Monitorul Oficial că cei care nu pot să-și cumpere un apartament pot închiria de la stat o locuință? La un preț rezonabil. Dacă prețul e convenabil, e bine, e bine. Până când adună bani. Eu cred că e bine, nu? Dacă n-au bani, măcar pentru chirie, nu? E foarte bine. E foarte bine să aibă o chirie modică și atunci, pentru tineri în special, ar fi foarte bine. Că ar avea un loc al lor. Păi e foarte bine, cum să nu? Să iei o locuință în chirie? Da, e bine totuși. Dacă e chiria mică, cum să nu? La unul care... Atunci așa făcut, nu-mi da, vă dați seama, chiar la început, e bine, da, da, că e chirie mică, da.